mă mai întorc la Mirela, chiar dacă ar fi și ultima femeie de pe pământul ăsta. Ce neveste ai vrut să ai în viața ta? Nu mai sunt la cheremul tău. Da, aici era vorba că erau copii bolnavi. Cred că e un pretext. În același timp, în același loc, două femei. Eu sunt în fața porții tale, ea este în casă. Ce cu mașina aia? Nu știu. Nu te vrea, nu te iubește. Credeai că o lasă pe asta pentru fita? Unul divorțat și cu doi copii și într-o relație. Hai, luați camerele astea. Ica este buna copiilor mei. Ai uite ce este. Pe post de bolă. El nu a vrut copiii ăia, nu și-a dorit. Ce dovezi mai trebuie? Nu-i de tine, băi! Vrei să-ți arăt că nu rămâne nici cu mine, nici cu tine? Lași! Nu mai vreau să mă leg iară la cap. Atâta poți? Ce-i asta? Ce-i asta? Hai venit vreodată să-i cer mâna! N-am promis nimic nimănui! Du-te la urmă! Ce dracu? Tu cu ce ai face loc, băi? Astăzi, la Ochii din Umbră, avem o poveste despre iubire și încredere. Cele două noțiuni sunt baza unei relații, cu o singură condiție. Ca amândoi să le împărtășească în egală măsură. Când iubești mult, ai și multă încredere. Atât de multă încât niciun semn și nici măcar o evidență nu îți dă de gândit. Iar când afli că sufletul ți-a fost batjocorit, o lume întreagă se prăbușește. Dar viața merge mai departe și totul trebuie reconstruit. Sunt Ernest și vă invit astăzi la o ediție despre o trădare imensă. Doar aici, la Ochii din Umbră. Ochii din Umbră intră din nou în acțiune. Bine ați venit, domnule Ernest. Vă salut. Vă așteptam. Îmi pare rău că ne vedem în niște condiții negative, dar asta e viața. Poftiți, ce sunt? Magda! Magda! Poftiți, domnule Ernest. Salut, mâna. Luați loc, bine ați venit, Magda Dobrescu. Soția mea, Magda, da? Nu trebuia să vă deranjați, mulțumesc. Nici niciun deranj, plăcerea de partea noastră. Domnul Ernest, ce se întâmplă? E vorba despre fiica mea, Ica. Are aproape 30 de ani. Și a cunoscut un băiat, Ovidiu se numește. Toate bune și frumoase, numai că el a fost și căsătorit. Are și doi copii din prima căsătorie. Și nu e bine. Păi și de ce vedeți în asta un impediment? Domnule, el n-a mai fost căsătorit. El poartă multe dialoguri cu fosta lui soție la telefon. Ce mă neliniștește este că așa dintr-o dată îl cheamă tot mai des. Și la ore nepotrivite, evident. O fi geloasă? Că el și-are făcut viața? Îmi dă de gândit treaba asta. Ori vrea să reîncălzească ciorba și îl cheamă atât de des, ori este greu cu copii și o înțeleg ca mamă. Dar nu vii la ora 1. Are făcut viața fosta lui? Are nu vii la ora 1 noaptea nu de la știm. Copii. Să fie clar. Nu poți să-mi spui că stai până la 1 noaptea să adormi copii. Și voi ce bănuiți? Că practic fosta lui încearcă să-l recâștige? Sună și la 10 jumate. Vino că au nevoie copii. La 10 jumate copiii au nevoie de tine? Hai să fim serioși. Păi și să poate fie geloasă și... că el și-a găsit pe cineva? Posibil sau... și asta. Și până la urmă vrem să știm fiica noastră pe ce post e. Comportamentul lui față de fata mea nu mai este ce a fost. Și ce mă neliniștește pe mine ca mamă, de câte ori aducem discuția să cunune, să facă și un copil, vrem să fim și noi bunici, avem dita mai casa. Totdeauna răspunsul lui e nu. Măcar o cununie, măcar un pic de cununie. Am înțeles nimic. Că el nu-i mai arde să fie generică și nu știu mai ce sunt. Am înțeles. Trecut fiind printr-un divorț și cu doi copii, vă dați seama că nu prea te arunci cu capul înainte. Fata mea o vreau măcar la starea civilă măcar. M-ați înțeles? Și aș fi vrut și eu să fiu un bunic. N-aș fi vrut să cresc copiii altora. Și tot vorbim de fiica dumneavoastră, dar ea de ce părere este? Adică... ea nici nu vrea să audă. Îl iubește, pe ăsta îl vrea, cu ăsta, pentru ăsta face sacrificii. Parcă păi și ce părere are pentru... vis-a-vis de copiii lui? Îi acceptă, nu-i acceptă? I-a acceptat de la început, pentru sigur că îl iubește. El tergiversează tot și timpul. Și răspunsul lui negativ de fiecare dată când abordăm problema asta ne dă de gândit nouă ca părinți. Și vrem să știm și noi adevărul. O iubește pe fiică mea sau nu o iubește? Sau doar o folosește? Când se ceartă cu fosta, vine la fiică mea. Când încep un pic frecușule cu fiică mea, se duce la fosta. Vrem să știm convenabilă adevărul. Convenabilă situație, nu? Convenabilă situație pentru el? Da. Pentru noi? Corect. Pentru noi destul de dificil.
seara, băieți. Ce salut. Faceți? Cum merge bine. Treaba? Bine, bine. Au apelat la noi domnul și doamna Dobrescu. Oamenii își fac griji legat de fiica lor, Ica. Domnul pe care îl vedeți în imagine acolo, Ovidiu Teodosiu, da. Este actualul partener de viață al Icăi. Omul a mai fost căsătorit, are 2 copii, a trecut printr-un divorț. Problema ar fi în felul următor. Deși cei doi pretind că se iubesc, deși au o relație destul de serioasă, Ica a ajuns să fie foarte implicată în viața copiilor lui, îi crește, îi educă. Se pare că domnul Ovidiu ezită oarecum să facă această relație una oficială. E și normal asta. Odată ce te arzi o prima dată, cred că, nu știu, ești mai precaut, nu? Ei cred că acest Ovidiu ascunde ceva. Și va trebui să aflați dacă omul este curat ca lacrima. Nu înțeleg, sau nu. Se anunță un caz cu multe implicații, fiind vorba și despre 2 copii la mijloc. Iar dificultatea lui este dată și de faptul că nici măcar Ica nu știe că detectivii au intrat pe fir. S-a reușit într-un final amplasarea echipamentului de supraveghere, iar primele lucruri se întâmplă chiar după miezul nopții. Ce fai, baby, acolo? Mă îmbrac. De ce? Trebuie să plec. Unde trebuie să pleci la ora asta? Mi-a trimis Mirela vreo 5 mesaje că mi s-a făcut rău la aia mică, are febră 38,5 și trebuie să mă duc, să o duc la spital. Păi și nu poate să cheme salvarea? De ce trebuie să te duci tu? Păi mi-a zis că a chemat salvarea, dar n-a venit. Ok. M-a găsit pe mine fraierul să mă duc acum la ora asta. Hai că nu trebuie să dureze mult. Dar nu vrei să vin și eu cu tine? Hai că mă îmbrac repet. Nu, stai liniștită, nu, culcă-te la loc. Stai liniștită, hai că trebuie să fug. Alo, Doiule, ești acolo, trezește-te. Hai, tati, dormi în post. Nu dormeam, am auzit, pleacă la posta nevastă. Exact cum ne-a spus și Ernest. Cred că o să rezolvă repede cazul ăsta. Hai, ține-te după el. Asta și fac, sunt pe baricade. Detectivii îl urmăresc pe Ovidiu până la blocul unde se presupune că locuiește fosta soție cu copiii. Însă ce îi surprinde pe detectivi este că bărbatul nu sună la ușă, ci folosește o cheie ca să intre. Detectivii rămân pe poziții, însă nu văd nicio mișcare în următoarele ore. Abia la 4 dimineața Ovidiu a ieșit din bloc și s-a îndreptat spre casă. Ora 8. Bună dimineața. Dimineața. Ce faci, dragă mea? La ce ori ai venit aseară? Poate de la 3 și nu erai în pat. Păi, nu mai știu, am venit destul de târziu pentru că a trebuit să îi duc eu la spital. Că sincer nu cred că venea ambulanța aia niciodată. Cum i-ai amintit-o? Se simte bine? Da. A avut doar roșu în gât. Și pentru roșu în gât a trebuit să te cheme să te duci la spital? Nu știi cum e Mirela. Îi place să fac o dramă din orice. Exact. În ultima vreme cam face multe drame. Atunci când îmi ieși mie lumea mai dragă, se gândește să mă sune, să-mi trimită mesaje și să-mi dea totul peste cap. Și ce a făcut pe aia mică, a internat-o? Ei, nu. I-a pus o perfuzie și pe urmă a externat-o. Mincinos din prima, clar. Infidelitate. Și a reluat relația cu fosta lui soție. Păi, nu ți-e clar că minte? Acum bagă copiii la înaintare. Problema e alta, că eu trebuie să iau fetele azi la noi. Iar? Da, pentru că pleacă într-un team building și n-are cu cine altcineva să le lase. Măsa este la băi, soră sa cică. Nu poate să aibă grijă de amândouă în același timp? Tot pe mine a căzut măgăreața. Vrei cafea? Da, te rog. Sunt frânt de oboseală. Hai, lasă-mă să sun la serviciu să-mi iau eu o zi de concediu. Eu am dreptul să îi văd pe copii în 2 weekenduri pe lună. În primul weekend și în ultimul weekend din lună. Uh-huh.
Dar problema este alta. Că pe lângă faptul că trebuie să le dau și o treime din salariu pentru pensia alimentară, începe să-mi ceară bani și pentru alte chestii. Ba pentru nu știu ce consultație medicală, ba pentru nu știu ce medicamente, ba pentru nu știu ce haine, ba pentru pictură, ba pentru mai știu eu ce alte activități. Nu mai pot, mă jegmănește de bani, pur și simplu. Și până la urmă, eu ar trebui să le iau haine și să le iau medicamente sau alte lucruri pentru că îmi doresc eu, nu pentru că așa îmi cere legea. Normal că trebuie să le ajuți. Nu le ajuți din bună obligație, le ajuți că le iubești și vrei să fii alături de ele. Da, dar nu mai suport, efectiv. M-am săturat. Nu mai am și eu timp pentru noi, nu mai am timp de mine. Tot timpul trebuie să fac tot ce vrea Mirela. Să-mi pună copiii în brațe când are ea chef. Hai, liniștește-te. Bine, hai că mă duc să le iau. Faci tu ceva de mâncare pentru fete când mă întorc? Da, o să le fac niște clătite. Ceva nu se leagă în toată povestea asta. De ce o minte Ovidiu pe Ica? Dacă are încă o relație cu fosta soție, de ce nu se întoarce la ea? Mai ales că au copii împreună. Și totuși, de ce este Ica atât de înțelegătoare? Mincinos cu acte în regulă. O să mă țin după el să aflăm cât mai multe detalii. Normal, probe, vreau probe, haide! Lucrurile par încurcate în această poveste, iar surprizele apar la fiecare pas. Destinația lui Ovidiu nu este blocul de locuințe unde a fost cu o noapte înainte, ci un parc din zona militară. Ia uite cine a venit! Bună! A venit ce tati! Faceți? Hai, du-te la tati! Uite, am ceva pentru tine. Te simți mai bine? Te mai doare gâtuțul? Da. Îi dai lui tati o îmbrățișare, te rog? Hai. O să fie totul bine, da? Asta e pentru tine, da? Nu crezi că ar fi fost mai bine dacă ai fi venit și aseară când ți-am dat mesajele? Până la urmă, ce sunt, doctor sau sunt eu cumva medic de salvare? Trebuie să te ocupi și tu de ei. Păi mă ocup de ei, dar mă ocup atât. Să vede ce grește. Mă ocup atât cât îmi permite legea, adică vin, stau cu ei, dar nu poți să mă suni și să vin la tine păi da, da, la orice sunat, oră. Păi da, eu te-am spus că are febră copilul, trebuia să vii, mergeam cu copilul la spital, nu trebuia să stau să aștept după o salvare. Știi ceva? Uite cum stau lucrurile. Noi doi am divorțat, da? Deci nu poți să mă suni și să încerci să vin când vrei tu, unde vrei tu, da? Am grijă de copii, stau cu ei, puteai să suni un doctor, plăteam eu. Nu era nicio problemă, dar nu mai sunt la cheremul tău. Îmi pare rău, da? Bine, dar aici era vorba că erau copii bolnavi, nu de altceva. Știu că era vorba că erau copii bolnavi, dar puteai să le dai o pastilă sau puteai să suni un doctor. Nu mă suni pe mine și vrei să vin așa la orice oră. Te-am deranjat. Uite ce este. Ica nu trebuie să fie bona copiilor noștri, da? Nu este obligată să aibă grijă de ei când vrei tu. Dar de ce trebuie să aibă ea grijă de copii? Nu poți să ai tu? Am grijă atât cât pot, da? Am și eu munca mea, nu pot să am grijă de bine, ei tot și timpul. Și eu am dreptul să îmi refac viața, așa că, uite, ți-am adus copii, ei la tine 4 zile, eu am o treabă. Deci, efectiv, îți bați joc de mine, chiar așa. Te lasă că te descurci cum mă descurc, eu da. Te descurci și tu. Așa e normal, tu tot timpul ai făcut ce ai vrut când ai vrut, da. Bineînțeles. Haide, vă duceți la tati? Bărbatul s-a folosit de boala copiilor ca să petreacă noaptea în locuința altcuiva, în care a intrat cu propria cheie. Și la cum și-au vorbit cei doi, este exclus ca ei să aibă o relație. Detectivii rămân pe urmele bărbatului, care acum acționează previzibil. Duce copiii acasă, mizând pe ajutorul iubitei sale. Gata, gata, nu, gata, gata, gata. Hai, mai atunci. Gata, gata, o. Maia, ce mai zici? Ica! Hai, iar plângi, drăguța. Mai. Hai să vezi ce ți-am luat. Anaïs, ia uite ce ți-am luat. Nu cred că a fost o idee bună să iau și pasta mică. Un tată care își cunoaște copiii știe cum să, știe să-i liniștească, știe cum să se apropie de ei, înțelegi? Așa, uite-te și tu la ei. De la el țipă ca din gură de șarpe. O să o suntem așa să vină să o ia. Ia uite ce ți-am luat. Nu cred că o să meargă. Da, muriți. Nu. Nu o să ne înțelegem cu ea. O sunt pe maică să vină să o ia. Gata, guriță. O să facă iar ca data trecută.
da. Nu-i nimic, vine să o ia. Goată, ia uite balon. Eu cred că se cam spală pe mâini de responsabilități. E greu să fii tată. Mă, și eu sunt tată, știu și eu cum e cu copiii. Dar la cum se comportă cu ei, nu prea îmi lasă de înțeles că ar avea grijă de ei. Uite-te și tu cum încearcă să scape de ei. Mirela, deci nu mă interesează ce combinații ai. Nu mă interesează ce ai tu de făcut sau ce trebuie să faci sau ce nu știu ce și nu știu cum. Vii aici și o iei pe aia mică pentru că nu se poate, plânge în continuu. Vii și o iei pentru că eu nu am de gând să pierd relația cu Ica din cauza ta. Da, hai că nu mai pot să vorbesc. Vii aici și o iei. Ovidiu nici măcar nu încearcă să o calmeze pe fiica lui, ci o lasă în continuare în brațele iubitei, obișnuită, se pare, cu cele două fetițe. După o oră, la poarta casei, apare Mirela. Ce s-a întâmplat? Nu mă înțeleg cu fita deloc. De când am adus-o aici, plânge în continuu. Doamne, dar nu poți să faci tu față cu un copil deloc? E obișnuită numai cu tine. Asta e. De când am adus-o aici, a plâns, m-a exasperat pe mine și a exasperat-o și pe Ica, până la urmă. Da, Ica. Și ea de ce s-a băgat atunci să aibă grijă de ele? Uite ce este. Să nu încep din nou cu chestii de genul ăsta, da? Bine, hai că n-am chef să mă încerc cu tine. Și așa mi-ai stricat planurile. Aveam un plan, m-am dus să-mi iau copilul. Bine, hai, intră odată. În doar câteva minute, poarta se deschide din nou și Mirela iese cu cea mică în brațe. Pa. Ora 10 dimineața. Ica, împreună cu Ovidiu și cu fica lui cea mare, se îndreaptă către un centru de agrement. Detectivii reușesc să se infiltreze neobservați și continuă filajul. Cald afară, sunt 42 de grade, aș merita și o răcoreală, o piscină, ceva. Hai, lasă glumele astea. Asta e. Va trebui să intri după ei, numai că stai și tu la distanță să nu te vadă. Nu distanța e problema, gălăcia, nu aud mare lucru. Nu auzi, nu auzi, da. Vezi, nu? Stai cu ochii pe ei. Ne uităm aici, da? Și la trei spunem brânză, da? 1, 2, 3 și... brânză! Ia, poți să zici pizza acum? 1, 2, 3 și... pizza! Ce frumos, bine. Hai, mai mergeți și jucați-vă, mai fac poze. După mica ședință foto, iubita lui Ovidiu continuă să se comporte ca o adevărată mamă, în timp ce Ovidiu se relaxează cu telefonul în mână, fără să-i pese foarte mult de Maia. Ce faci, bine? Cu cine te tot butonezi acolo? Cu Mirela. Ce mai vrea? Am făcut o prostie, i-am trimis pozele cu mine și cu Maia, ca să vadă că am dus-o la piscină și am început să mă cer cu ea. Yeah? Da, nu-i vine nici că am dus-o la piscină. Nu-i vine că fac aia, nu-i vine că fac aia. Ce mai caută, tot timpul nod în papură. Auzi, dar ce tot vrea de la tine? Că în ultima vreme tot vine, tot chele cu fetele. Eu cred că e un pretext. Ce vrea înapoi. Nu mă mai întorc la Mirela, chiar dacă ar fi și ultima femeie de pe pământul ăsta. Am avut o relație cu ea, cum să spun, nu știu ce a fost în capul meu. Asta e, avem doi copii. Doar atât ne mai leagă, nu mai întorc la ea. Dacă tu zici... Mă asculți, te rog? Te-a spus? Uite ce este. Încerc să fac și eu ce pot până găsesc o variantă. Tu ești o mamă foarte bună. Te înțelegi foarte bine cu copiii. Știi că vreau să fim împreună, să găsesc o variantă să iau copiii de la Mirela și să-i creștem împreună. Ești sigur? Sigur, am mare nevoie de tine. E serios, mă dau înapoi de la tot, dacă tu îți dorești să fii cu Mirela, mă dau înapoi. Spune-mi, eu, chestiile astea nu ți le-a băgat în cap tatăl tău, nu? Nu? De ce? Ce treabă are tata? Nu, ideea e că... Ideea este că, din păcate, atunci când am fost cu Mirela, toată familia s-a băgat în viața noastră. Și n-aș vrea acum să trecem din nou prin aceleași situații. Adică aș vrea să fim împreună, aș vrea să ne iubim, aș vrea să nu se mai bage nimeni între noi, cu niciun sfat, cu nimeni. Te iubesc foarte mult și vreau să fim împreună. O iubește, iubește copiii, vrea ca Ica să fie mama lor. Tu crezi ce zice ăsta? Să-ți reamintesc că el a plecat noaptea mințind că va sta cu copiii? Hai că mă duc să iau ceva de la bar. Vrei să-ți iau o cafea, un cappuccino?
frape. Da. Da, un frape, da. Hai că mă întorc imediat. Bărbatul dă de bănuit din ce în ce mai mult și de aceea detectivii nu-l scapă din ochi. Oh, ai nebunit? Da, nu ai nebunit? Ce cauți aici? Păi mi-ai trimis poze, credeam că mă vrei lângă tine. Dana e răspunsul pentru infidelitate. Blondă, minionă și foarte, 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 foarte tânără. Ți-am trimis poze ca să vezi unde sunt, să vezi că sunt cu copilul la piscină. Păi ce, nu ți-e dor de mine? Sau? Aoleu, ce-mi faci tu mie? Normal că mi-e dor de tine, dar astăzi sunt cu Ica și sunt și cu fata mea. Va trebui să o lăsăm pe altă dată. Păi, ia vezi cum scap și tu de ele. Sunt și noi împreună, puțin. Aoleu, dar nu mă nebunești pe cuvântul meu. Dacă ne vede, dacă ne observă, se duce totul pe apa sâmbetei. Le spui și tu că ai o treabă de serviciu. O duce acasă, frumușel. Stăm și noi ne bălăcim un alt amândoi. Ești incredibilă, dar de asta te iubesc. Normal, știu. Da, bine, uite, hai, mă duc și încerc să văd cum găsesc o cale, da? În regulă. Deci să recapitulăm. Are o fostă cu care are doi copii, are o iubită care este și bună la copii, da? Și mai are încă una cu care își face toate nebunile. Între două nu te plouă, dar cu trei ți-o cam iei. Uite ce se întâmplă. Am primit un telefon de la servici, din păcate e o urgență, trebuie să fug, dar putem să mai stăm 10 minute și pe urmă mergem, e ok așa? De ce să stăm 10 minute? Ne distrăm aici. Tu vrei să pleci? Nu, vezi? Nu vrei să plecăm. Știu, foarte distractiv. Puteți și rezolvă-ți treaba și pe urmă vin și ne iei mai târziu. Ica, hai că o să mai îmi iau o zi de concediu. O să mai ajungem dar și... Dar mi-am luat deja o zi de concediu și știi că nu am foarte multe zile de concediu. Și vreau să rămân cu asta mică, să ne distrăm aici, la tăpogane. Nu te pot lăsa singură cu fata. Dacă îi se întâmplă ceva, dacă... Doamne ferește ce se poate întâmpla. Doamne ferește ce? N-ai încredere în mine sau ce? Am stat cu ea singură de atâtea ori. Nu-i vorba că n-am încredere, e vorba că totuși să vă las singure. Păi da, stăm singurele aici, le ducem la tobogane. Dar nu vreau să mi se întâmple ceva, adică nu pot să stau aici dar cu voi. Dar nu are ce să mi se întâmple, sunt numai copii, mame și tați, ce să ni se întâmple? Da, bine, dar vreau să te rog ceva, da? Da. Aici rămâi cu ea, da? Rămâi cu șezlongul ăsta aici cu ea, da? O să mă prind de șezlong sau ce? Nu, să rămâneți în locul ăsta, da? Hai, te rog mult, rămâneți aici, da? Clar coace ceva. Ok, văd și îți spun ce se întâmplă. Ne vedem cam într-o oră. Ok. Bine. Ok, pa. Riscant și degradant tot ce face Ovidiu. Și-a pironit iubita și fiica într-o parte a complexului ca să meargă la amantă. De ce n-ai vrut să stăm la piscina cu valuri? Păi pentru că n-am reușit să o determin pe Ica să plece, din păcate. Dar i-am spus să rămână acolo. Ce nebun ești. Dacă stăm aici, chiar nu o să ne vadă. Dacă m-ai iubit, mi-ai dovedi altfel. Și cum ai vrea să-ți dovedesc, ia zi? Nu știu, să-ți vină vreo idee, nu crezi? Da, dar dacă zic, mi-e teamă că o să stric surpriza. Păi așa că n-aș vrea să o stric. Aș vrea să vezi pe parcurs, da? E absolut iresponsabil și fără scrupule, Ovidiu. La doi pași de iubita care are grijă de fetița lui, el își face de cap cu alta, iar ca să petreacă cu ea, minte fără niciun fel de jenă, folosindu-și ca pretext inclusiv copiii. Ce fel de tată este acesta în primul rând? Că de la calitatea lui de bărbat, deja nu mai putem avea așteptări. Uite-te bine la 6, ce vezi? Ăsta nu e Ovidiu? Da. Mamă, frumos. Cine e blonda? Blonda. Dar surpriza e alta. Mamă, dar s-au înfierbântat în țăr. Da. La 3 metri distanță. Nu te crezi. Da, spațiu de joacă, ghici cine e. Uite-o pe Ica. Păi și aia e fică sa. Exact. Cât tu pe us trebuie, frate, să faci de asta? Asta mă întreb și eu. Cât tu pe us trebuie să faci de asta? În același timp, în același loc, două femei. E tare, omul. După ce și-a făcut de cap cu amanta mai bine de 3 ore, Ovidiu se întoarce la iubita lui ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
iar detectivii se întreabă deja cum va suna noua lui minciună. Știi că am întârziat? Știi cum e la serviciu? Știi când pleci, dar nu știi când te întorci. Bine. A. Cum e? Mergem în apă? Da. Da. Hai să mergem. Ai rezolvat apă, tot? Da? Am rezolvat, da. În sfârșit. Da. Hai că... Incredibil cât poate minți acest om și cât de mult poate profita de bunătatea frumoasei lui iubite. Deci incredibil așa ceva. Nici aici nu scap de vorbim, mă uitați în gaură de șarpe. Incredibil așa ceva. Stai mă, pe loc, nu pleca. Nu pune mâna pe mine. Pe un an jumate te prind cu asta blondă. El mă iubește pe mine. Așa vreau eu un ginere. Tot timpul eras pe capul meu. Taca, 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 taca. Ca să-ți bată de copii, rabulă. Cui ai adus pe ăștia, serios? Aici, la Hotel Clorofila. Ce ți-a lipsit de la mine? Care este adevărul, domnule Obidiu? Nu-ți convine că ai fost prins în flagrant, nu? Avem o nouă zi de investigație care confirmă tot ce am văzut până acum. Ica este o femeie deosebită, care are grijă ca o mamă impecabilă de fetița bărbatului, care o înșeală și o minte zilnic. Hai, hai și pe căluț. Ne jucăm pe căluță? Ovidiu! Vrei să te duci afară? Ovidiu! Da, dragă. Ce? Auzi, ce-i cu mașina aia? Care mașină? Uite, aia acolo. Stă de vreo 10 minute de când mă joc cu asta mică pe aici. Nu știu. Acum o văd prima dată. Ia du-te să vezi ce-i, că mi se pare foarte ciudat. Stă chiar în fața porții. Bine, hai că mă duc. Da, așa e. O mașină stă la ei în poartă de la 8:30 de dimineață. Păi, mergi să verifici. Ce stai? Ok, verific acum. Tu ai nebunit de-a binelea. Ce cauți aici? Nu, n-am înnebunit. Am venit să vorbim. Dar aici? Cum să vorbim aici? Păi, e fata în casă. Crezi că mă interesează? Te vreau. Da, dar nu aici, înțelege. Ne văd oamenii. Și crezi că mă interesează pe mine că ne văd oamenii? Eu sunt la mașină, ea este în casă. Cum facem? Eu credeam că mă iubești. Te iubesc, dar din nou, eu sunt în fața curții tale, ea este în casă. Am venit să clarificăm situația. Ori e albă, ori e neagră. Bun. Ori e, ori ea. Dacă vrei să clarificăm situația, bun. În 30 de minute ne vedem la tine și atunci lămurim tot, da? Numai te rog eu, urcă-te în mașină și du-te. Ok, pupă-mă. Nu pot. Dar nici nu vrei să mă pupi? Nu că nu vreau, nu pot de față cu atâtea persoane. A, deci nu mă iubești, nu vrei să mă pupi. Ba, te iubesc, dar nu am cum aici. Te rog, mă exasperezi, urcă în mașină și du-te. Ne vedem peste 30 de minute, dar te rog. Dar pupă-mă dacă vrei să plec. Nu pot, înțelegi odată, nu pot. Acum să văd pe unde mai scoate cămașa. Norocul lui Ovidiu este că Ica, ocupată cu cea mică, nu a stat la geam să urmărească ce se întâmplă. Urcă-te, urcă-te în mașină, te rog, urcă-te în mașină. Eu văd că îi cam convine situația asta, să fie așa duplicitar. Ia de la fiecare ce-i convine. Excroc sentimental, ce n-ați înțeles? Ia zi-mă, vecine, cu ce tăști? Vreau să mă suni în 40 de minute, să-mi spui că ai un accident, ca să pot să plec și eu, da? Să mă văd cu Dana. Nu ți ajunge că umbli și cu una și cu alta și cu aia și... Nu fi panaramă de om, te rog. Eu sunt panaramă, eu sunt panaramă. Ce vrei să te sun să zic că v-am făcut accident ca să scap de acolo? Toată viața mea eu am contat numai o dată pe lună, în ziua de salariu. M-am săturat, nu mai. Acum da, vreau, să, vrei, vreau să-mi permit și eu. Te înțeleg, mâncate, dar... Ai, ți-am zis, ai, înțeleg că ai avut niște necazuri în trecut, dar acum nu cred că merită femeia asta, că ai văzut să descalcă, să face de mâncare, are grijă de copii, are... Păi tocmai, că acum am permit și eu. Una pentru păpică, una pentru tinerețe și alta pentru adrenalină. Fii atent aici, că dacă te las astea două, le iau eu, să nu te aud. Lasă că știu eu acum cum să le manevrez. Stai. Bine, eu ți-am zis. Bine, hai, mă suni în 40 de minute, hai, da? Hai că te sun, hai. Da, bine, mersi. Hai, ai grijă ce faci. Ovidiu pare să știe ce face și cel mai probabil are și un pretext deja pregătit pentru blânda și naiva Ica. Ica? Da, ce zabile? Chici, cine era la poartă? Cine? Un agent imobiliar. Și ce căuta aici? Păi nu, că nu ne căuta pe noi. Căuta familia Stoienescu, îi știi? Tinerii aia doi care s-au mutat aici în urmă cu un an și ceva. Da. Păi
Păi, au divorțat. Cum să divorțeze? Că abia se căsătorise, erau tineri. Știu, dar uite că au divorțat. Și acum au împărțit tot avutul. Au vândut casa și a venit agentul imobiliar. Minciună peste minciună peste minciună. Trebuie să fii puțin inteligent să le învârți pe amândouă în același timp. Nu e deloc complicată situația. Omul nu-și vede decât interesul. Obține de la fiecare câte ceva. Maia, vrei să mergem în mall? Vrei? Hai să mergem întâi în mall și după mergem la mami, vrei? Biata Ica. Ea își pune speranțe că vreodată va face casă cu un asemenea om, care nu știe cum să scape și de proprii copii, ca să-și trăiască aventurile. Iar acum le dă speranțe iubitei și fiicei, știind că în curând le va lăsa din nou singure. Ica, te vreau să spun că din păcate m-a sunat Sandu, a făcut accident și are nevoie să mă duc să-l tractez. Și e bine? El e bine, e ok, doar mașina a fost avariată, dar trebuie să mă duc să-l tractez. O să ai grijă de ea când mă întorc? Da, dar te rog să nu mă lași ca la piscină toată ziua. Nu, nu, hai că nu trebuie să dureze mai mult de o oră. Într-o oră mă repet înapoi, da? Ok. Da, bine, mă întorc. Cât de înțelegătoare, fină și blândă poate fi Ica și ce exemplar degradant de om poate fi Ovidiu. Asemenea ființe însă trebuie demascate, cu dovezile strânse pas cu pas de detectivii noștri în acest caz. Iată, suntem la același bloc unde ai intrat la 2 dimineața, acum câteva zile. Ce faci aici? Te aștept. Păi tu așa mă aștepți? Dar cum ai vrea să te aștept? Păi speram și eu să mă aștepți într-o cadă, cu spumă. Așa, ai tupeu cu, să știi. Cu parfum. Ai tupeu să știi. De ce am tupeu? Dar ce s-a întâmplat? Cred că ar trebui să dăm cărțile pe față. Ah, am înțeles. Uite care este treaba. Ți-am mai spus și îți mai spun încă o dată că Ica este buna copiilor mei. Am nevoie de ea. Nu am ce să fac. Eu nu pot nici măcar să le gătesc. Nu pot nici măcar să le încălzesc laptele. Nu pot nici măcar să îi îmbrac. Ica se pricepe să facă toate astea. Fără ea, nu mă descurc, parcă n-aș avea o mână. Îmi explici chestia asta deja de un an de zile. M-am săturat să fiu a treia roată la căruță, înțelegi ce zic? Dacă îți pun ție copii în brațe, tu începi să pleci de acasă. Știi bine că te iubesc, vreau să fiu cu tine, înțelege, dar tu nu poți să fii mama copiilor mei. Nu poți să le prăjești nici măcar un ou. Nici eu știu, nici eu nu mă pricep. Asta face Ica. Am nevoie de ea deocamdată. Îmi pare rău, astea sunt condițiile. Ți-am zis, te iubesc, vreau să fiu cu tine, dar Ica e... Ica are grijă de copiii mei, le oferă afecțiune. Știi că asta este situația. Îmi pare rău, nu o să mai dureze mult, dacă vrei să mai aștepți puțin, bine. Ce înseamnă cel puțin? Câteva luni și pe urmă gata. Hai să mergem sus și să ne împăcăm cum știm noi mai bine. Ce zici? Nu mai ai ce căuta la mine în casă. Bine, atunci hai să mergem în mașină și o să te duc într-un loc unde îți place ție cel mai mult. Hai să mergem. Ok, mă țin după ei. În timp ce Ica are grijă de fetița lui Ovidiu, el are grijă ca amanta să-l ierte. Dar asta nu este dreptatea și viața pe care le merită Ica. Mai aveți nevoie de probe? Astea sunt cele mai concludente și cele mai compromițătoare probe pe care le puteam obține. E clar acum. Ica nu o să fie niciodată soția lui. Eu cred că merită să știe adevărul ăsta. Dovezile detectivilor sunt mai mult decât suficiente pentru ca toată lumea să afle ce fel de om este Ovidiu. Așa cum este și firesc, primii care vor ști asta sunt soții Dobrescu, cei care au apelat la Ernest. Spuneți-ne ce știți dumneavoastră, că eu am vorbit cu Ica. Am vorbit cu ea la telefon, iar ea a adus fetele 4 zile să stea la ea. Cu cea mică nu s-a înțeles, a plâns, a sunat, a venit nevastă, s-a șaluat-o, a rămas Ica cu cea mare. Ne-a spus că într-o noapte a plecat la 1 noaptea de acasă, s-a întors la 5 dimineața, care copilul febră. Păi vedeți... Bine, nu-i prima noapte când pleacă la 1 noapte. Nu-i prima noapte. Da, da, prea des. Multe lucruri nu se leagă în povestea asta. Aș vrea să vedeți de la bun început cât este el de iscuțit în arta minciunii. Pentru că băiatul ăsta minte pe toată lumea. Și vă dați seama, nu? Că dacă minte, ascunde ceva. Fiți atenți, da? Uite, citește și tu, ăsta este primul mesaj de la ora 11. Uite. Ok.
Are febră. 38. Vino repede. Pare grav. În fine, hai, culcă-te la loc și când o să vin, mă culc și eu lângă tine, da? Credeți că ziua următoare. Ziua următoare se întâlnește cu fosta lui soție. Fiți un pic atenți la discuție. Ești bine, da? Da. Dacă venea în seară la ele, era și mai bine. Păi nu am putut, pur și simplu, să vin. Ce a fost mai important decât ele? Nu a fost mai important, pur și simplu nu am putut să vin, despre asta e vorba. Cum adică n-a fost la copil? Și lui Ica îi spune că merge la copii, care are grijă de copii, că copiii au temperatură, au febră, pentru cățelul, purcelul. Pentru că știe foarte bine că fiica dumneavoastră își dorește foarte mult asta. Și dacă este ceva de condamnat la acest Ovidiu, cam asta ar fi de condamnat. O șantajează, clar, o emoțional șantajează. Își bate joc de fiica dumneavoastră. Fiți atenți! Uite cum stau treburile. Noi doi am divorțat, da? Nu poți să mă suni și să-mi cer să vin când ai tu chef, unde ai tu chef, da? Bun. Sunai la un doctor sau le dădeai o pastilă, ceva, plăteam eu cheltuielile, nu era nicio problemă. Dar atât, în rest, ce era atât de grav? Greu cu doi copii. Eu o înțeleg, dar unde a fost el? În drumul taberei. Seara la ora 23. În drumul taberei, dar la cine? Unde? Înseamnă că fiica mea trăiește într-o minciună. Câteva zile mai târziu, primim un răspuns și pentru această întrebare. Dar contextul și felul în care s-a întâmplat... Cum, domnul Ernest? Arătați-ne! Deci pe cea mică, pe Anais, a pasat-o la maică-sa. Asta știu. A rămas cu Maia, cu cea mare. Și ca și un tată model ce este, s-a hotărât să le ducă pe cele două fete din viața lui, pe fiica dumneavoastră și pe fata lui cea mare, la o piscină undeva. Hai, luăm col acum, mergem ușor. Hai pe aici, bravo! Ia-ntoarceți-vă să vă fac o poză! Ei! Ia! Oh, și ce frumos vă vedeți cu fundalul ăsta în spate! Brânză! Ascultați-l să vedeți ce frumos o minte pe Ica. Tu ești o mamă foarte bună. Te înțelegi foarte bine cu copiii. Știi că vreau să fim împreună, să găsesc o variantă să iau copiii de la Mirela și să-i creștem împreună. E sigur? Sigur, am de mare nevoie de tine. Te iubesc foarte mult și vreau să... Uite, mă, zice că o iubește. Fiți atent aici un pic. Hai că mă duc să iau ceva de la bar. Vrei să-ți iau un cafea, un cappuccino? Frappe, da. Da, un frappe. Uitați-vă, vă rog, frumos, puțin aici. Ai nebunit! Cine e asta, dumneavoastră? Uitați-vă acolo. Păi mi-ai trimis poze. Credeam că mă vrei lângă tine. Păi, da, ți-am trimis poze ca să vezi unde sunt. Să vezi că sunt cu copilul la piscină. Nu se poate așa ceva. Cine e asta, domnule Ernest? De ce plictisindu-se la un moment dat, ce face? Face niște poze pe acolo și le trimite amante. Cum? Aia vede asta pozele. Asta e amanta? Da. Faceți cunoștință? Dana. Are amantă? Dana. La ea a fost noaptea aia? Da. Dana. Poftim. Dar astăzi sunt cu Ica și sunt și cu fata mea. Va trebui să o lăsăm pe altă dată. Păi, ia vezi cum scapi și tu de ele. Sunt și noi împreună, puțin. Aoleu, Dano, mă nebunești pe cuvântul meu. Dana știe de copii. Dar știe de copii, știe multe lucruri. Scapă de ele? Ce credeți că face el? Hai să ne punem un pic în situația lui, da? Suntem la piscină, brusc apare Amanda. Vine și spune, știi ce, mie mi-era dor de tine, hai. Ia-o pe fita, ia-o pe asta cu care trăiești, că nu poți să-i spui nevasta, că nu este. Du-le de aici. Tu ce faci? Ca om în toată firea care ar trebui să fii cât de cât în control. Nu pot să judec în locul lui pentru că, sau nu știu, nici nu mai am cuvinte să vorbesc. Haideți să vedeți ce face el. Am primit un telefon de la servici. Din păcate e o urgență. Trebuie să fug. Tu vrei să rămâi aici? Da. Da, vezi? Bine, sigur că da. Atunci, uite, rămâneți, dar... Vreau să vă rog ceva, nu plecați de aici, rămâi cu ea aici, da? Rămâi cu șezlongul ăsta aici cu ea, da? Da. Stați acolo, bătuți în cuie. Să rămâneți în locul ăsta, da? Da, proștilor. Hai, te rog mult, să rămâneți aici, da? Da. Mai avea puțin și o legat de șezlong. Da. Stai tu aici cu copilul, că eu am altă treabă. Iarăși, vin și vă întreb. Puneți-vă un pic în situația lui. Ce faci? Pleci. Nu iei pe aia în mașină frumos și te duci să-ți faci treaba? Deci drum cu cine? Cu cine ții mai mult? Haideți să vedeți. Ce păcat că n-am reușit să scap de ea. Păi înseamnă că n-ai fost destul de convingător. În curând o să scap de ea, crede-mă. Asta o să te convingă?
merge mai mult. Mai mult, da. Chiar nu cred. Chiar nu pot să cred așa ceva, parcă nu pot să cred. Era cu Maia, cu fata lui cea mare, la piscina pentru copii. El era cu Amanta. La doi pași. Îi place să se joace cu fata mea, așa cum a spus el, în viitorul apropiat va fi aruncată ca o cârpă. Normal. Fata mea trebuie să știe adevărul, domnul Ernest. Haideți să mergem la ea la serviciu, să-i arătăm toate dovezile. Cred că e suficient și nu mai pot să văd așa. Mergem la locul de muncă. Acolo, să adică... vadă și ea cu ochii, domnul Ernest, că altfel dacă îi spune mai nu ne crede. Așa e, viața nu se termină aici, însă viața este făcută uneori și din multă durere care înlocuiește brutal speranța. Ca să treci peste suferință, trebuie să o cuprinzi, să cunoști tot adevărul și abia apoi să te reconstruiești. Hai, mamă, că am ajuns! Aici lucrează el? Da. Hai! Bună hai, ziua. Cuța, hai, tati, hai, vino cu acea. Hai, mamă, că avem multe de vorbit. De la Canal D suntem, ochii din umbră. Ce s-a întâmplat? De ce sunt oamenii ăștia aici? În legătură cu Ovidiu. Ce cu el? Știi și tu cu cine stai în casă. Te rog frumos să te calmezi, este pentru el binele tău. El are viață dublă. Pe tine te folosește pe post de bună. Cel puțin pe post de bună. Vă mai aduceți aminte? Ba! Ba! Într-o anumită zi, la un moment dat, ați observat o mașină parcată în fața curții dumneavoastră și l-ați trimis pe Ovidiu să vadă despre ce este vorba. Vă mai aduceți aminte? Că erați și dumneavoastră acolo, era și fiica lui acolo, da? Ce cauți aici? Am venit să vorbim. Te vreau. Da, dar nu aici, înțelege. Îți place ce vezi? Cum facem? Eu credeam că mă iubești. Te iubesc, dar din nou, eu sunt în fața curții tale, ea este în casă. O să rezolvăm situația, dar nu aici. Ce dovezi mai trebuie ca să înțelegi că acest om și-a bătut joc? Nimic din ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră nu este un accident. Știți, toate acele situații neașteptate, a intervenit ceva la locul de muncă, cea mică are temperatură, nu știu ce prieten a făcut nu știu ce accident. Toate acestea, doamnă, sunt niște minciuni. Ca să poată să plece de lângă dumneavoastră, deschide să ochii, se vadă cu cealaltă. Deschide ochii. Ce spui despre lucrul ăsta? Iar eu am dovezi pentru fiecare dintre aceste afirmații. Copiii au fost un paravan, care și tu te-ai atașat de ei foarte tare. De aceea și pe tine te amăgea și nu vrea nici nuntă, nici alt copil. Lăsați copiii în pace, copiii n-au nicio vină. N-au nicio vină, ai dreptate. Nouă ne-a fost ușor să trecem prin situația asta, dar tot din dragoste pentru tine. Crezi că nouă nu ne-ar fi plăcut să fie altfel? Uite unde lucrezi, puteai să ai o nuntă de vis, să fii o prințesă, să fim și noi bunici. Ai văzut, avem casă la curte, să creștem nepoții. Crezi că n-am fi vrut binele tău? N-am fi vrut să fii fericită? Dar cu un asemenea om tu n-ai niciun viitor. Ce dovezi mai trebuie că ai fost folosit atâta timp? Mai aștepți copil? Mai aștepți căsătorie? Doamnă, gândiți-vă foarte bine. Cât de des se întâmplă să intervină ceva neașteptat și brusc, iubitul dumneavoastră să trebuiască să plece la vreo treabă și să rămâneți avându-le în grijă pe fete. Cât de des? Hai, calmează-te, te rog frumos, calmează-te. Hai, te rog frumos. Hai. Te rog frumos, Vica, te rog frumos. Tati, te rog frumos. N-are rost. Hai că noi suntem alături de tine. Te rog frumos. Noi suntem părinții tăi și te iubim. Orice s-ar întâmpla, tu ești al nostru. Da? Gata. Hai că nimeni nu te înțelege mai bine ca mine. Magda, ce fiecit o să-și devină, o să înțeleagă că ăsta este adevărul pur. Nu se termină viața aici, da?
marea urgență din mod. Păi tu așa mă aștepți? Dar cum ai vrea să te aștept? Păi speram și eu să mă aștepți într-o cadă, cu spumă, așa, ai tupeu cu, să știi. Cu parfum. Ai tupeu să știi. De ce am tupeu? De ce s-a întâmplat? Cred că ar trebui să dăm cărțile pe față. Ți-am mai spus și îți mai spun încă o dată că Ica este buna copiilor mei. Am nevoie de ea. Nu am ce să fac. Eu nu pot nici măcar să le gătesc. Nu pot nici măcar să le încălzesc laptele. Nu pot nici măcar să-i îmbrac. Știi bine că te iubesc. Vreau să fiu cu tine. Înțelege, dar nu pot să fii mama copiilor mei. Nu pot să fii mama copiilor mei pentru că am o altă p***ă. El n-a făcut altceva cu tine decât te-a folosit. Nevastă să-i dădea copiii, că așa era logică, e custodie comună. El unde să-i ducă? Nu mamă, nu tată, nu frate, pe nimeni. Socri, nu vreau să audă de el, unde să-i aducă la tine? Ți-a prins slăbiciunea, că tu socri iubești copiii, că ai grijă de ei, că îi iubești pe el. El te-a folosit, mamă. Pur și simplu îți dădea cu piciorul mai devreme sau mai târziu. Asta te așteaptă. Da, am înțeles, m-a folosit. Văd și eu, nu sunt proastă. Și acum? Tu hotărăști ce ai de făcut, noi ți-am adus dovezile. Sunteți încă tânără, aveți toată viața înainte. Asta o să treacă, dar cu alea mici am ajuns să le iubesc ca pe copiii mei. Da, într-adevăr. Se termină aici, o să ai proprii tăi copii. Într-adevăr, ești fiicele încă lui vor avea cel mai mult de suferit. Ce pentru că... Păi pot să vorbiți, nu am văzut așa ceva. Nu realizezi. Fetele lui Ica au o mamă. Mama aceea nu ești tu, chiar dacă te-ai atașat de ele foarte mult. Nu contează, nu trebuie neapărat să fie sângele din sângele meu ca să o iubesc ca pe copilul meu. Dar chiar nu vrei să ai pe cineva din sânge din sângele tău care să spună mamă cu adevărat? Chiar vrei tot timpul să fii da, vreau ca să doua am și roată de la mei, căruță? Dar vreau să le iau și pe alea mici. Că am stat una și cu jumătate, respectul, le-am crescut ca pe o mamă. Cu tot respectul, locul lor este lângă mama lor. Și mama lor are grijă de ele. Ceea ce nu putem spune despre iubitul dumneavoastră. Pentru că nu-și asumă rolul de tată. Domnule Nest, în contextul ăsta în care spune ea, e gata să-l ierte pe el pentru copii. Da, și de la bun început, omul a știut că fiica dumneavoastră are această slăbiciune. Cad jos. S-a păi folosit s-a din plin de această slăbiciune. Te-a îmi dau folosit. Seama că te gândești la copilele alea. Îmi dau seama. Dar locul lor este lângă mama lor, nu lângă tine. Copiii vor crește și vor cântări cine este mama lor și cine nu. Trebuie să înțelegi treaba asta. Nu ai niciun drept și nu poți să gândești așa. Să iei copiii de lângă Mirela. Mi-a trecut prin cap asta. Tu până la urmă știi cu exactitate de ce au divorțat ei? Pentru că, din câte am înțeles de la părinții tăi, nu s-au mai înțeles, după care la un moment dat el îți spunea ție că familia lui și-ar fi băgat coada în relația lui cu Mirela, dar ceva mă face să cred că tot viața lui zbuciumată i-a adus în punctul ăsta. Mi-a zis doar că era o perversă și că e unsă cu toate ale fiile și... Da, că el era... Eu cred că s-a uitat în oglindă el când îți spunea ție treaba asta, că ea e o perversă. El s-a uitat în oglindă. El este perversul care te-a uns cu copiii lui pe suflet pentru a-ți lua tinerețea. Gândiți-vă doar că asta a făcut. Putea să o ia pe amanta lui de la piscină și să plece cu ea. De ce n-ai vrut să stăm la piscina cu valuri? Păi pentru că n-am reușit să o determin pe Ica să plece, din păcate. Dar i-am spus să rămână acolo. Ce nebun ești. Și știa că dumneavoastră veți sta cu mințica acolo, la acel șezlong. Mi-a place să-mi bagi cuțitura. Dar nu bag niciun cuțit în nimic. Îți spune adevărul, fată. Ok, am văzut, am înțeles. Și? N-ai înțeles nimic. Ce o să-i fac? Să-i gătos? Nu știu. Unde e? Unde e acum? Hai cu mine. Hai de acum, fără să privești înapoi. Înțeleg ce a văzut în aia și n-a avut la mine. Mai bine ar fi să te întrebi asta. Ce ai tu și nu are ea? Păi se pare că în ochii lui nu am vejitul. Eu vreau să se ducă la aia. Și eu sunt doar o bună. Atunci când te îndrăgostești,
vezi doar lucrurile bune, vezi doar calitățile. Defectele tinzi să le ascunzi sub preș sau să le treci cu vederea. Acum nici nu știu ce să fac. Când nu e ca și cum că pot să mi-l scot din suflet așa imediat. Nu? Păi bineînțeles că nu ai cum. Timpul le va rezolva. Și într-adevăr, gustul ăsta este foarte amar. Tu ce ai face în locul meu? În niciun caz nu i-aș mai face lui jocul. Pentru că nimănui nu-i place să fie mințit. Nimănui nu-i place să fie folosit. Mi-am dat oricum seama când se comporta foarte ciudat. O femeie simte, da. Dacă îl iubesc, am trecut peste sau, mă rog, am închis ochii. Bun, dacă tu iubești pe omul acesta și ești dispusă să-i accepti comportamentul și derapajele, luptă pentru el. Dar vreau să-ți mai arăt ceva. Vreau să mă suni în 40 de minute, să-mi spui că ai un accident, ca să pot să plec și eu, da? Unde pleci, vecine? Să mă văd cu Dana. Păi prea multe, mă, vecine, mai dă-mă și mie, mă. Nu te saturi și tu, nu-ți ajunge că umbli și cu una și cu alta și cu aia. Hai, nu fi panaramă, de om, te rog. Eu sunt panaramă. Ce vrei să te sun să zic că am făcut accident ca să scap de acolo? Deci ăsta știa toate și... Deci nu cred că l-a pus pe cel mai bun prieten al lui să sune să mintă că are accident. Chiar la nivelul ăsta de speță de om este de lucru. Era în mall, la locul de joacă. Și era lângă voi și repeta ce îi spunea. Vai, ai avut accident, ai pățit ceva. Pentru că știa că tu vei rămâne acolo cu Maia și știa că Maia te va ține ocupată și știa că nu-ți vei da seama cât de repede va trece timpul și tot așa. Pentru că de altfel, dacă ai fi fost singurică și nu în compania fetiței lui, ți-ai fi pus niște întrebări. Băi, dar cât de des se întâmplă să intervină ceva, nu? Da. Până la urmă nu contează ce aș face eu, contează ceea ce vrei tu de la viața ta. În momentul ăsta vine să cap. Știu de la mama ta că îți dorești foarte mult copii. Și se vede lucrul ăsta în felul în care interacționezi cu copiii lui. Dar cel mai bine le este lângă mama lor. Gândește-te puțin că dacă le vrei binele, nu-i mai deruta pe copiii ăștia, pentru că ei nu mai știu ce să mai creadă. Și din cauza comportamentului complet irresponsabil al tatălui lor, vor ajunge, dacă nu au ajuns deja, în punctul în care să se atașeze de tine. Dacă aș fi... Și ei au o mamă care ține la ei. Sunt conștientă de asta, am mai zis. Da, dar uite, conștient, inconștient... Nici o zi n-ar mai trebui să stea lângă asemenea mitoman. Eu nu cred că cei doi au divorțat pentru că nu s-au mai înțeles sau că și-a băgat familia coada. Eu cred că altele au fost dedesubturile. Dar asta nici nu mai contează până la urmă. Mă interesează ce se întâmplă acum cu mine. Nu vreau să te grăbesc, nu vreau să te forțez. Nu ești obligată să faci asta dacă nu consideri că îți dorești să faci asta. Nu o faci pentru mine, nu o faci pentru maică ta, nu o faci pentru tatăl tău. O faci pentru tine dacă vrei să o faci. Dacă nu, nu este absolut nicio problemă. Dar nu vreau să te vadă așa. Stai să mă calmez un pic și după. În niciun caz nu vreau să te vadă așa. Pentru Ica este totul foarte greu. Din simplu motiv că îl iubește mult pe Ovidiu. Și la fel de mult îi iubește și copilele pe care le-ar fi crescut ca pe ale ei dacă i s-ar fi cerut asta. În schimbul iubirii, ea primește suferința. Acum este vremea adevărului. Și cine a greșit, trebuie să plătească. Uite ce avem la șezlong aici. Uite. Băi, cum stă el aici așa ca un om cum să cade. Ce faci, dragul meu iubit, aici? Ce-i asta? Ce-i asta? Ușlama. Aoleo. Ce căutai? Tu ce cauți, făi, aici? De la Canal D suntem, de la Ochii din Umbră.
Ce-i făcut tine aici? Ce-i cu camerele astea? Ce-i cu tine aici? Astea, ți-ai bătut joc de copilul meu? Ia camerele de aici, faci show convine, aici, nu? Sau cum? Nu fac ai niciun show. Încearcă să te liniștești, de ce ești așa de nervoasă? De ce nervoasă? Să mă liniștesc? Tu cine ești? Vine în fața acasă să... Da, plăcerea nu e reciprocă. Încearcă să te liniștești puțin, dar nu înțeleg de ce ești foarte recalcitrantă. Dar nu vreau să mă liniștesc, nu-mi spui tu mie ce să fac. Ce-a fost fata mea pentru tine, mă? Cum ce-a fost? Babysitterul copilor tăi? Tată, socru, nu începe din nou pentru că noi n-am putut să discutăm omenește. Cum adică, mă? Cum ce adică, să mă, discutăm, mă, cu tine omenește? Câte neveste ai vrut tu să ai în viața ta? Câte? N-am vrut nicio nevastă, am zis de la bun început chestia asta. Ce vorbești, mă? Da, ți-am zis, mă, cine-i fata asta? Hai, luați camerele astea. Nu-ți convine când te prinde. Dar de ce, domnișoară Dana? Aveți cine ceva sunt, de ascuns sau ce? Cine sunt iubita lui și femeia care are grijă. Nu te vrea, nu te iubește. Și crezi că pe tine te iubește? Păi are planuri cu mine, are draga planuri? Mea, așa îmi zice și mie care păi planuri. Da, ție spune, dar cu mine are un viitor. Tu stai acasă, tu nu ieși afară. Nu vezi că stai să ștergi masa și să faci de mâncare? Ica, ce a fost pentru tine, mă? Tată, socru, nu sunt obligat să dau explicații, te rog foarte mult. Cine am fost eu pentru tine, mă? Ce-am fost eu pentru tine? Cine ai fost? Ai fost cineva care a șters cu mine pe jos? Eu? Mi-am dorit să fii ginerele meu, mă. Nu un vagabond, mă, care și-a făcut joc de copil. Mersi mult, da. A contat, asta ai fost, mă. A contat vreodată ce am vorbit eu cu dumneata? Dar fata mea este babysitterul tău, mă? Atât? Te rog frumos să... Nu cum se poate, ne spălăm rufele în public, chiar așa? Așa ai vrut, m-ai obligat, mă! Cum am vrut? În ce sens am obligat? Nu mi-am bătut joc deloc, n-am făcut nimic. Du-te în apă, mă! Ce dracu? Aruncat în apă. Du-te în apă, mă! Că ți-a plăcut la piscină, îți place la piscină! Te simți bine! Ești un om nebun, pe cuvântul meu! Sunt un om nebun, îți place la piscină, te simți bine! Da, mă simt bine! Și fiimea are grijă de copiii tăi! Așa e? De ce a trebuit să ne spălăm rufele în public? Chiar așa. Putem să avem o discuție la ce discuție. Noi nu ne-am înțeles niciodată rufele? De la bun început. Tu ai vrut-o. În ce sens am vrut-o? Te-ai bătut joc? Tu ai vrut-o. Da, eu am vrut doar să fiu respectat. Și tu? Să te distrezi cu alta? Și tu cum ai respectat, mă? Ai primit ce... Nu mi-a stat de ales, pur și simplu. N-a contat nimic din ce am vorbit cu voi, n-a contat absolut nimic. Ce ai vorbit tu cu noi? Că tot timpul ai spus nu știu să văd, să pot? Nu e adevărat. De fiecare dată când am vorbit cu voi, a zis să nu o lasă, că știm noi mai bine, că știm nu știu ce... Unde vrei să ajungi, mă? Unde vrei să ajungi? Am vrut să fiu un om liber, am vrut să fiu respectat. A fost sluga ta, băi. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat, mă? Cum nu e adevărat? Câte neveste ai vrut tu să ai, mă? Am zis, n-am vrut să am niciuna. Unde vrei să ajungi? Cum nu? Am fost căsătorit și cu asta, mă. Copiii de ce ai făcut, dacă n-ai vrut niciuna? Nu mai sunt obligat să ascult chestia asta, gata, ajung. Da, iubește, draga mea. Și ce ai de gând să faci cu copiii iubești, lui? Așa îmi spune și mie că mă iubește. Da, spune degeaba, dar... Ce ai de gând să faci cu copiii lui? Oricum nu o să fie, o să rămână cu tine. Vrei să-ți arăt că rămâne cu mine? Vrei pentru că eu am grijă de copii. Vrei să-ți arăt că nu rămâne nici cu mine, nici cu tine? Acum câteva zile toată povestea asta nu contezi tu, nu contează ea, cel mai mult contează cei doi copii ai lui. Și doi copii nu sunt doi cățeluși să-i trimiți unde ai tu chef. Au nevoie și de un tată. Nașule! Am vrut să avem o relație civilă. Nașule! Copiii tăi unde sunt? Copiii tăi unde sunt? Unde pleci, domnul? Cum era? Sunt pe aici. Una pentru tinerețe, una pentru adrenalină și una pentru gratisă. Cum era? Vorbeam să vorbim față-n față, așa. Uite-mă, pe vizite! Unde vrei să pleci? Las mâna de pe ușă, da? Nu! Unde vrei să pleci? Haideți să stăm de vorbă ca niște oameni civilizați. Ia mâna de pe ușă. Haideți să stăm de vorbă ca niște oameni civilizați. Ce arogant! Ce obraznic! Ce, acum brusc ești foarte tăcut sau ce? Și fufa la fel! Hai, dragă, să mergem după ei! Hai la mașină! Hai după ei! Urcă în mașină! Nu o scapă cu ăsta! Ai văzut ce nesimțit? Ai văzut cât tupeu la el? Lasă-mă că m-am putut de nebne. L-am prins cu ea și tot nu recunoaște. Uite-te tu la el. Da. Fuge, uite așa, fugi tot timpul de răspunde. Lași. Tot timpul a fugit așa. Așa cred că a făcut și cu nevastă sa. Auzi, l-am văzut cât de l-am împins în apă. Foarte bine, trebuia să îl împing, să dau cu capul de pereți. Trebuia să-i dai vreo 2 pumni. Aia trebuia să faci. Cu ăsta nu se poate vorbi frumos. Mernic cu ăsta și a bătut joc de copilul meu. Și de nevastă sa, tu crezi că aia a divorțat de el degeaba? A divorțat și... Și cu aia a făcut la fel, fata mea ajungea eu. La fel. La fel ajungea și fata mea, bătaia lui de joc. Oricum a fost bătaia lui de joc. Uite cine scârbă de toată șarada asta. Cum ți se pare așa la prima vedere?
cealaltă femeie din viața lui. It's a punk. Trebuie să ne dea o explicație. Scap așa ușor. Ce explicație să dea ăsta, mă? Când păi cum adică ce explicație să dea, dragă? Tu n-ai văzut că nu stă la un dialog? Tu, el nu știe ce e. Păi trebuie să stai, el trebuie să-l ținem noi. Ce să-l ții? Atâta bătaie de joc, aduce copiii la Ica, Ica vede de copii și el la piscină cu fufa. Fata mea a fost lui. Asta a fost fata mea. Bine, cel puțin că ne-am dat seama noi. Că altfel era și mai rău de ea. Nervoasă era și fita. Nu, că nu, că de ea ce mă iubește, păi ce da, vrei? Uite poftim, uite faptul împlinit. Nici acum nu crede. Stai liniștit că nici acum nu vede. Da. Ia să vedem unde se duce pe câmpurile astea. N-are de gând să oprească. Păi nu mai are unde de aici. Terminat. Hai, dragă, la el. A, tot cu fufa e în mașină. Când de acolo lasă pasta pentru fita, o să lasă. Unde pleci, mă? Unde pleci, mă? Nici aici nu scap de fapt. Stai, mă, pe loc, la auzi. Unde fugi? Hai, mă, lasă-mă, vii și unde mă schimb după las? Mine. Stai, mă, pe loc. Unde stai, mă, pe loc, că vorbim? Nici aici nu scap de fapt. Stai, mă, pe loc. Stai șarpe, incredibil așa. Stai, mă, pe loc, nu pleca. Ce să stau pe loc? Aduceți televiziunea. Ești lași? Ești lași? Stai pe loc, am așa. Ai venit și mi-ai distrus casa. Ți-ai distrus-o singură. Cum mi-am distrus-o singură? Am avut grijă de el și de copiii lui. Incredibil ce ești. Da, mulțumesc frumos, da. Și așa am fost. Da, am fost cârpa voastră de șters pe jos. Am fost cățelul vostru, lăsă. Nu pune mâna pe mine. Chiar să fie de treabă, dar m-am săturat chiar așa. Unde venim în câmpul ăsta, mă? Ce am venit să mă simt și eu bine, că unde în altă parte nu mă simt bine deloc. Am venit să mă simt și eu bine, care-i problema? Tu chiar ai venit? Nu l-ai simțit? Chiar nu l-ai simțit că nu te vrea și nu te dorește? Nu, în fiecare seară îmi zice că mă iubește. Că te iubește în fiecare seară? Da, exact. Draga mea, e lângă mine în fiecare seară. Te minte că este cu copii, este cu s-a mine. S-a întâmplat de câteva ori, nu e că în fiecare seară. Că în fiecare seară e cu mine. Vrei să cap. Vezi dovezi, aha. Vrei poze, ți arăt dovezi. Așa vă te mă juc de filmea tot timpul. Bun, mă asculti, vrei să vorbim? Bun, ok, hai să vorbim, bun. Spuneți-mi, ați ținut vreodată cont de ce am spus eu vreodată? Dar ce ai spus tu? Dar tu ai ținut cont de mine, mă, vreodată? Eu da, dar voi, niciodată... Ai venit vreodată să-mi spui că ai hotărât să faci nuntă cu da, fata mea? Da, și voi... Păi nu, asta trebuie să hotărăsc eu, nu trebuie să hotărăsc voi. A trecut un an jumate, după un an jumate te prind cu asta blondă? Ce? Alții nu se căsătoresc niciodată, alții se căsătoresc peste 10 ani? Și tu așa ani? Vrei să fie fata mea o p***a pentru tine? Nu. Dar cum este, ce, ideea este că se căsătorește când vreau eu, nu când vreți voi. De fiecare dată, când vreau să spun ceva, n-ați ținut cont, da? Deci am fost efectiv... Bă, dar să-ți crezi că copiii a fost bună! Voi pe mine nu mă călcați în picioare, voi sunteți un nimic păi în fața mea. Te calci singură prin înțelegi? Felul în care de te zero comporți. Barat. Te calci singură în picioare prin felul în care te comporți în momentul de față. Că n-ai fi nici prima, nici ultima care a fost prinsă că destramă o familie. Destramă o familie, sunt copii ei, a rămas ea păi gravidă, să ne înțelegem. Sau cum? În momentul e soția în care... lui hai să ne înțelegem. Și eu nu știu în momentul asta, în care cum? Tu l-ai cunoscut pe Ovidiu, el era într-o relație cu Ica. Corect? Da, știam chestia asta. Și asta ce te face pe tine? Ce mă face pe mine? Exact. Ea oricum nu este mama copilului. Dacă el era într-o relație cu ea... E doar o bucătăreasă. Bun, tu doar poți să o cataloghezi pe ea cum vrei, dar răspunde-mi la întrebare. E doar o servitoare pentru el. Spune tu, ca să nu zici că te este jignim pasiune, noi. Este pasiune, este iubire, este atracție carnală, ce vreți dumneavoastră. Bun, și da, asta deci se consumă după hormoni. O lună, două, trei, nu, cu totuși... Nu, numai eu, cred că și bărbatul tău, cred că nu-l satisfaci cum trebuie. Zile. Că dacă îl satisfaci cum trebuie, era lângă tine acum. Ai uite ce este. Pe post de bolă. Cred că v-ați băgat destul, da? Deja îmi ajunge. Pur și simplu... Ce ți ajunge? Când vreau să stau și eu puțin liniștit, imediat, hai că venim pe la voi. Dar stați mai puțin, n-am și eu un cuvânt de spus. Așa sunt două familii care trebuie să fie unite, bă. Nu golă... Cu ce... Nu, peste tine de ce? Trebuie să existe respect reciproc, nu da? Să... Și ce mai respectat tu pe mine, fost? Mă? Cu blonda asta m-ai respectat pe mine? Și care e problema? Cu blonda asta! Am înțeles că i-ai dat copiii lui Fimea. Am înțeles că trebuie să o vezi și pe prima soția ta. N-ai înțeles absolut nimica, n-ai înțeles nimica, gata. Ce vorbești, mă? Cum poți să vorbești așa ceva, mă? Când tu te prind cu asta în piscine. Hai că mi-a ajuns, gata, mi-a ajuns efectiv. Nu mai pune mâna pe mine, mi-a ajuns. Stai pe loc, nu pleca! Deci incredibil așa ceva. Unde pleci așa? Oprește-te că nu scapi. Unde fugi, mă, pe câmp? Deci nici acum nu țineți cont ce vorbesc cu voi și aici veneai tot timpul, mă, cu blonda asta? Care-i treaba? Aici am care-i treaba cu fata asta, mă? Mă simt și eu bine cu ea, care-i problema? Cum te simți, mă, bine? Și fata mea stătea cu copiii tăi, bă, de-a***ule. Da. Așa făceai? Tot timpul să ne căsătorim, să nu știu ce, să nu știu cum. Dar stai pe loc, am spus. Sunt și eu bărbat, îmi trăiesc viața. Așa este un bărbat? Ce-a trebuit tu să te încurci? Unul divorțat și cu doi copii și într-o relație. El mă iubește pe mine. Ești doar de... Sunt doar de distracție, exact. Vrei să zici?
draga mea, dacă... Chiar iubitul tău, chiar iubitul tău spune asta. Așa vreau eu, un ginere? Să-i mișele fata pe câmp? Asta dacă vezi tu, mă? Dacă ați fi ținut cont și nu eram cățelul vostru în les atâta timp și ați... Săracul de tine, în care les ai fost, mă? Păi da, săracul de mine, pentru că într-adevăr... Că de un an jumate fața mea, de un an jumate e cenușerea sa ta, bă. Voi strâns tot timpul cu ușa, tot timpul trebuia să fac numai ce cu ziceți voi. Cu ce te-am strâns, bă, că vin cu aia pe aici, cu blondea păi și ușa să fie. Păi să mă căsătoresc cu aia, să nu știu ce, trebuie cu să mă... Cu cine te trebuia? Trebuie să mă căsătoresc când vreau, cu eu nu când vreți. Cu care dintre ele, bă, te căsătoresc, că fiina este buna copilor tăi? Deci mă zăpăcești pe cuvântul meu. Cu ce te zăpăcești, nu mai pot, gata, ajunge. Ce nu mai poți, bă, dar nu-i mai putem? Păi, păi se pare că da, dacă mă urmăriți acum și pe câmp. Și ce vrei să ai fac? Venit vreodată să-mi spui ceva? Uite, mă, vreau să o iau de nevastă pe fata ta. Ai venit vreodată să-i ceri mâna, mă? Lași. Ai venit doar să o iei să ai grijă de copii. Cum să vin să-i cer mâna când voi tot timpul erați pe capul meu? Taca, 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 taca. Dar să-ți vadă de copii, da, era bulă? Am vrut să fie seriozitate și din partea da, ta. Da, eu nu sunt ai în stare să cresc copii. Am găsit o proastă asta de eu pot să duc un copil la doctor, nu știu să-i gătesc, nu știu să-l... Dar știu să dai? Da, eu am încercat să vă explic, dar voi nimica, okay. Voi nimica, ați zis, nu, doamne, iau-o de nevastă, iau-o de nevastă. Știți, te simți bine, da, dincolo, ia-o, bă, hai, ia copii. N-am și eu dreptul să mă simt bine, care-i problema? Dar nu să-ți bagi joc de copilul meu? Nu mi-am bătut joc de nimeni. Cum nu, bă, când vii cu asta? N-am promis nimic nimănui. Te-a luat vreodată în calcul că el are doi copii? Normal că am luat, da. De care vrea să scape. Dar oricum vreau să scap de ei, că vreau copiii mei cu el, vreau viața mea și cu el. Și de ce să scap? Ele sunt, fetele sunt. Pe ele sunt, dar vreau familia mea, nu stau să adopt doi copii. Ce fel de femeie ești tu să scap de doi copii? Unde ai vrut să ajungi, mă? Spune-mi și mie, unde vrei să ajungi? Am vrut să am și o parte de puțină libertate. Să nu mai mă libertate! Să nu mai îmi zică nimeni tot timpul ce să fac. Cum să fac, cum nu știu ce. De fiecare dată când am vrut să iau și eu ceva pentru casă, a zis, dar de ce ai luat oblonul ăla, că nu era bun, trebuia să ne întrebe păi noi. Păi poate nu era bun, mă, poate nu era bun, trebuia să ascult de sfatul lui. Tot nu era bun, tot nu ce făceam. Nu ai știut să ai grijă de copiii tăi, așa nu știai nici să ai grijă de casă, mă. Ce vrei, bă, mai mult atât? A, păi, cum să mă înțeleg cu voi? Cum vreți să respect din partea mea când voi aveți o părere atât și de bună tu, despre mine? Nu mă descurc să fac aia, nu aia, nu știu ce. Mai ai tu pe să vorbești când te-am găsit la cu aia pe câmp aici? El nu a vrut copiii ăia, nu și a dorit. Wow, și atunci explică... A venit aia gravidă la ușă. Stai un pic. Și atunci explică-ne și nouă, dacă el nu și a dorit și nu i-a vrut, de ce a făcut doi? De ce a făcut doi? Că a venit aia burțoasă la ușă. Ovidiu, sunt și eu gravidă, poate... Tu o cunoști pe fosta lui, pe Mirela? Da, o cunosc pe Mirela, cum să nu o cunosc pe de Mirela? De unde o cunoști tu? Tot din vorbe, din auzite. Dar ai apucat vreodată să stai cu ea de vorbă? Nu. Și atunci, ce te face să crezi că el ți-a spus adevărul? Omul ăsta minte la fel cum respirăm noi acum. La fiecare secundă, fiecare cuvânt pe care îl scoate pe gură este o minciună. Eu nu mi-am dorit copii. Eu, în adevăratul sens al cuvântului, în adâncul sufletului meu, nu mi-am dorit copii. Cum nu ți-ai dorit copii? Mirela a vrut copii. N-am avut de ales. Mi-a pus în brațe, m-a obligat să am grijă de el, să fac nu știu ce. N-am putut. Ai recunoscut? De ce ai făcut și pe al doilea? Păi nu, că nu vrea să înțeleagă ce să recunosc. Dacă n-am cu cine să mă înțeleg, n-am cu cine să mă înțeleg. Cine să te înțeleagă, bă, bărce viața? Nu mai vreau. Este o povară mult prea mare. Da, nu mai vreau să mai fac asta. Ce a fost pentru tine, mă? Ica, ce-a fost pentru menajeră? Tine? Nu are legătură cu asta, dai, nu mai vreau să mă leg iară la cap, nu mai vreau să am nu știu ce povară pe umeri. Și atunci de ce stai cu ea de la în jumate? Pentru că a trebuit să fie de cineva care să aibă grijă de copii, până la urmă. Eu am zis, nu sunt în stare să am grijă de copii. Îți spui mie că fata mea era menajera copiilor tăi și a ta. Nu era menajeră, dar cineva trebuia să aibă grijă. Eu am fost sincer, am zis, trebuia cineva să aibă grijă de copii. Eu nu am fost în stare, am recunoscut chestia. Plânge după tine ca o proastă, fata mea, bă. Plânge! Îmi pare rău pentru ea, dar nu am pare rău pentru ea, atât a fost situația. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Atât, mă, atât a fost? Ești un nimeni, băi. Asta e educația care o dai tu la fetele tale. Ești un nimeni. Am vrut să o convinc și pe fata mea de un an jumate, am spus. Nu-i de tine, băi. Bă, tu nu înțelegi că asta nu-i de tine. Tu nu vrei că asta se folosește nu de tine? Nu vreți să înțelegeți nici acum ce vorbesc cu voi. Adică am și eu nevoile ce mele până la urmă și pur și simplu păi, nevoile mele. Nu vedem lucrurile în același fel. Măi, Ica nu era femeie? Auzi, nu era femeie? Are și el nevoile lui. Da, am auzi. Și eu nevoie, ca orice om. Ca orice om, pe câmp, da. Aici ai nevoile tale, pe câmp. Da, păi pe câmp ați venit voi, m-ați fugărit voi, da. Aia. Da, cine să-ți înțeleagă, mă? Eu încerc să vorbesc cu voi și voi nimica. Gata, haideți că mi-ai ajuns. Da. Nu vreau să înțelegeți că pur și simplu am și eu treburile mele și cu asta basta. La piscină el ți-a trimis niște poze, nu? Și tu ce ai făcut? Păi da, m-a chemat. Te-a invitat? El ți-a trimis niște poze. Din moment ce mi-a trimis pozele, a crezut că este așa, de mine. Din moment ce... Și de-aia a rămas el așa în mască când ai sărit tu în cărcă, nu? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Ai nebunit? Ai nebunit? Ce cauți aici?
Mie mi se pare că ești destul de disperată și te cam ții cam scai după el. Pe moment ce mi-a trimis pozele, am crezut că m-a invitat și pe mine, automat, nu? Ăsta mi-l băga în casă. Stai. Uite tu cum ia apărarea! Ai auzit? N-a vrut copii. Pe uite, ai pe câmpuri. Tu vroiai să ai copii, vroiai să ai nepoți din partea acestui om? Păi vroiam! Tu n-ai auzit că el nu și-a dorit copii niciodată? Auzi ce frumos a spus adevărul în mijlocul câmpului. Păi da, dar ni l-a spus nouă și ni l-a spus când, acum? A spus de la început? Nu mai filma atâta! Ce vrei? Vrei să vezi cum e un om călcat în picioare? Vrei să vezi cum e un om care-i cârpă de șters pe jos? Nu mă mai filma că mă enervezi! Ia uite, ascultă aici un pic. O țipă asta odată în lesă! Ia-o de aici! Uite-o pe asta! Oh. Te mai ții mult după mine, serios! Ica, ce înseamnă asta? Tu i-ai adus pe ăștia, serios! Nu puteam și noi să avem o discuție! În primul rând nu i-am adus eu, i-a adus tata. Ica, și mi-a, și mi-au aflat și mi-au arătat adevărul. Ica, hai să vorbim un pic. Unde să vorbim? Hai să vorbim puțin, că nu se poate. Nu, ne spălăm așa în public. Dar o secundă, apropo de stat de vorbă. Păi, bun, hai să vorbim. Uite, vino-ncoa. M-a ajuns pe câmpul ăsta să umblu după vagabontele lui ăsta. În ce hal? Mai ia vino cu acea puțin. Păi, nu-ți convine că ai fost prins în flagrant, nu? Da, nu-ți convine că ai fost prins cu adevărul în față. Ai vrut să vorbim, da? De ce? N-am fost disponibil să-mi sau n-am fost mie, prezent despre ce e vorba? Ce anume ți-a lipsit? Ce ți-a lipsit de la mine? Pe el în momentul de față îl interesează să ce? Să te mai mintă puțin. Te rog frumos, ce nu te lase? Mai lua nu, după ca... părinții tăi. Nu m-am luat după părinții, m-am luat după tine, dragul meu. Am aflat că nu ai fost la spital cu copilul și ți-ai lăsat copilul cu febră în casă cu Mirela. Ba, am fost la spital. Am fost totuși la spital. Ai fost la spital? Da, bineînțeles. Și atunci ce e asta? Nu poți să mă suni și să vin la tine la orice oră. Am spus că are febră copilul, trebuia să vii. Mergeam cu copilul la spital, nu trebuia să stau să aștept după o salvare. Eu să vin? Ce faci aici? Îl aștepți pe ăsta să faceți aici sau ce știi? Nu fac, domnule. Sunt boscheții ăștia, păi aveți și noi o casă, un apartament sau cum? Spune că aici se simțea bine cu tine, auzi? Ai impresia că stai de vorbă cu amanta ta? Care, apropo, wow, cum poți să stai cu asemenea femeie? Adică înțeleg, na, îți place că se ține scai de tine, dar pe bune, ai auzit-o vreodată ce vorbe ies pe gură? Da, bun, poate că asta meri, da? Însă tipa asta a fost singura care nu m-a desconsiderat. Adică pur și simplu m-a făcut și pe mine să mă simt om. Toți ceilalți au șters cu mine pe jos. Toți ceilalți n-au ținut cont de ce le-am zis, n-au ținut cont de absolut nimic. Eu am șters cu tine pe jos? Da, păi, nu tu, dar tatăl tău prin tine, practic. Și eventual și mama ta. Nu ți-am zis că vreau să avem o relație, să nu se mai bage nimeni în viețile noastre. Am fost deja căsătorit cu Mirela de nu știu cât timp. Asta te face să te duci după o... Și până la urmă, care este adevărul, domnule Ovidiu? Adevărul este că... Relația dumneavoastră cu Mirela a ajuns într-un impas că și-au băgat părinții ei coada? În mare parte, da. Adevărul este următorul. Nu cumva ați avut tot genul acesta de viață, nu? Și femeia asta cam săturat. Ideea este că eu nu sunt în stare să am grijă de copii, ăsta e adevărul. Și n-am de putut. De ce ai mai făcut doi atunci? Îți poți imagina cât din de prostie, mult... probabil. Îți poți imagina cât de mult vor suferi copiii tăi și suferă deja? Îmi pare rău pentru ei, dar repet, eu nu i-am dorit, n-am vrut să se ajungă aici, dar n-am avut încotro. N-am avut cu cine să vorbesc. Cum ai făcut fizic? Lămurește-mă și pe mine, adică nu ai vrut să faci asta, dar uite-te, hai să zic că odată ok, bun. Te-am bătat nevastă-ta și n-ai știut ce se întâmplă. Da, a doua oară... Nu ne-am mai protejat și... Îți bați joc de proprii tăi copii, îi folosești ca și paravan pentru minciunile tale. Fica ta cea mică ai văzut cum reacționează când este în preajma ta, nici nu te cunoaște. Te respinge mereu și de câte ori nu ai folosit minciuna asta vis-a-vis de Ica. Că ai grijă de copiii tăi, că te duci că trebuie să faci aia, cealaltă. Tu de unde știi că nu o iubește? Stă cu ea de un an jumate. Îi crește copiii. Ție, dacă îți place de el, de ce nu ieși copiii să-i crești? Îți place numai la piscină? Îți plac banii? Nu, îmi place distracția, bani am și eu, am mai mulți ca el. Păi ce ai văzut la el, fata mea, de când bani? Dar tu ai știut că el e cuplat cu fata mea de un an și jumate? Da, știam, el stă cu mine de un an. Și îți place așa? Unde îți place un bărbat care are două, trei femei, așa? Îți plac ăștia așa? Vă repet, nu o iubește. Dar tu iubești pe el? Da, îl iubesc. Noapte de noapte el cu mine în pat. Aici, la Hotel Clorofila e bun. Dar ce nu e lângă ea? Te-ai pus în situația fetei mele, nu ți-e frică că o să ajungi la fel? Bărbații ca el
sunt ușor de manevrat și de... Draga mea, da, ușor deci de prost, manevrat. Ăsta e un prost. Ăsta e un prost, dragă. Auzi ce dacă spun. Fata dumneavoastră ușor de manevrat. Dacă n-a știut să-l joace. Una pentru tinerețe, una pentru cratiță și una pentru adrenalină. Păi tocmai că acum am venit. Parcă așa era, nu? Da, așa era. Deci ai mai pentru început că nu aveam timp să ne serioasă. Nu mai aveam timp să ne simțim și noi doi bine, pentru că ea tot timpul a trebuit să aibă grijă de copii și așa. Pur și simplu pe fata asta am cunoscut-o într-un restaurant undeva, că nici nu mai știu, pur și simplu ne-am întâlnit, am discutat, am schimbat niște numere de telefon și... Asta în timp ce tu erai într-o relație cu ea, nu? Da, în timp ce eram într-o relație cu ea. S-a întâmplat. Păi de un an de zile se cam tot întâmplă. Da, bine, am dus o viață dublă. Nu sunt mândru de chestia asta, dar n-am avut alte variante, despre asta e vorba. Este foarte ușor să vorbești așa din exterior. Nu l-am plăcut, bă, niciodată. Nu l-ați plăcut. Bine că l-ai luat cu el și spalte cu el pe cap. Atunci ce căutați cu ăștia aici dacă nu l-ați plăcut niciodată? Am vrut să vadă fata mea ce băi are la ușă. De-aia sunt oamenii ăștia aici. Știi care custodie comună cu Mirela? Și-și aduce copiii? El e obligat. Da, doar că doar prin lege este obligat. E obligat prin lege. Și doar ce faci când ți-o aduci? Două weekenduri. Și ce faci când ți-o aduce? Când o să-mi aducă copiii pe cap, o să plec de acasă. Deci de acasă? Du-te și spune și lui. Spune și lui propoziția asta care mi-ai spus-o mie. Ia vezi, hai, e bucuros când îi spui că pleci de acasă. Dacă tot nu-ți plac copiii și nu te pricepi la asta, de ce nu ai cedat custodia? De ce te-ai încăpățânat să lupți pentru custodie, ca după aia să nu știi ce să faci cu ei? Nu s-ar fi descurcat Mirela cu ei sau cum? Ba s-ar fi descurcat, cu siguranță, dar am vrut și eu să mai continui să-i văd. Dacă cedam custodia, nu mai puteam să-i văd deloc. N-am fost un tată ideal, dar nici chiar așa până la nici urmă. Nici chiar așa, ok, ia, vine să vezi ceva. Doamne, dar cât m-ați urmărit, pe cuvântul meu? O săptămână. Nica, chiar... serios, chiar așa? Ai fost chiar extrem de neatent. Chiar nu puteam să discutăm, să vorbim, să lămurim lucrurile. Nu i-am angajat eu, azi am aflat. Până la urmă tu ai zis, da, du-i aici, nicio problemă, adu copiii aici. Că te iubești pentru că îți iubesc copiii. În momentul în care ai venit și te-ai așezat pe șezlong lângă Ica, cine mai era acolo? Da, normal că e Maia. Era Maia, așa? Și ce a auzit Maia de la tine? Am primit un telefon de la servici, din păcate e o urgență. Trebuie să fug, dar putem să mai stăm 10 minute și pe urmă mergem, e ok așa? De ce să stăm 10 minute? Ne distrăm aici. Tu vrei să pleci? Nu, vezi? Nu vrei să plecăm. Știu, foarte distractiv. Uite și rezolvă-ți treaba și pe urmă vin și ne iei mai târziu. Nu. Ai putut să vii în fața copilului tău și să-l minți în față că tu trebuie să pleci, el trebuie să-și facă bagajele acum, să plece de la piscină de acolo unde se simțea bine în compania tatălui, pentru că venise amanta ta, nu? Ovidiu! Poți să faci pași, drăguța. Rămâi ca sau plec? Hai, pa! Îmi ajunge tot răboiul ăsta, sincer. Am zis de la bun început, nu pot să am grijă de copii. Nu i-am dorit deloc. Răspunde anul ăsta, lasă-te răboiul ăsta. Da, nu îmi pare rău, mi-a ajuns pe ziua de azi. Așa se comportă un bărbat? Mă doare capul, nu mai pot. Te-ai gândit, copiii tăi de mâine cu cine o să stea? Nu m-am gândit, dar o să mă gândesc. O să le facă Dana de mâncare. Și o să aibă grijă de ei. Nu, îi aduce în boscheți. Hai că mi-a ajuns tot răbunul ăsta, rog, pur și simplu mi-a ajuns. Puțin, pentru că, repet, nu mă interesează de tine, cu cine te culci tu și de ce. Mă interesează de copiii tăi. Întreabă-te, rog frumos, pe Duduia cu care ești, ce părere are despre copiii tăi? O să vorbim, dar nu mai vorbim în fața camerelor de luat vederi. Discutăm între patru ochi. Eu mă bucur că s-a întâmplat asta așa. Stai să vedem ce zice Ica. Ica? Păi da, mai trebuie să mai... Ce dovezi mai trebuie Icai ca să... Da, dar el iubește, ce nu pricepi. Chiar, lasă-mă, dacă îl iubește și acum, după ce s-a întâmplat aici. Hai să vezi. Tată, ești mulțumit? Știu că ți-e greu. Eu? Ce-am făcut, am făcut pentru clarificarea vieții ce-ai tale. Ce-ai m-ai făcut de râs. De râs? Da, m-ai făcut de râs. Îți plăcea cum ai fost până acum câteva momente? Dacă voiam să aflu, aflam. Dacă vroiai? Da. Niciodată nu aflai cum n-ai aflat într-un an jumate. Mhm. Îți place? Te-ai complăcut în situația de bună? Uite aici vei tot timpul, că nici situația asta nu-mi place. Aici te înșela când tu îi mângâiai copiii acasă. Aici venea. Chiar ce-ți mai trebuie să te convingi? Ce-ți mai trebuie? De convins m-am convins, dar nu mai vreau să am de-a face nici cu voi, nici cu el. Ți-am arătat adevărul. Mi-ați arătat adevărul? Tu acum ești supărată pe noi. Dar mai târziu o să-ți dai seama că noi am făcut toți spre binele tău. Mi-ați adus tot circul ăsta. Probabil
mă trezesc și concediată, și fără iubit și concediată. Altfel n-ai fi aflat niciodată. La cine niciodată. Ți mai mult, la slujbă sau la viitorul tău? Nu puteți să-mi arătați cum? Altfel? Cum, Mica? Trebuia cum? Să aduceți toate cum? Camere, să-l așez perne, să băgați seama. Toată populația. Nu. Ți-ai dat seama? Nu. Trebuia să mă aducă el pe mine aici în câmp, unde vine cu iubita și își bătea joc de tine. Iar tu îi mângâiai copiii în pat. Îți place. Îmi place? Da, îmi place să spun adevărul, mă. Și tu tot nu vrei să recunoști. Am mai recunoscut, argumente. Da, m-a înșelat. Și? Da? Ce pot să fac cu asta? Cum faci? Te duci, te speli pe față și îl ierți? Nu. Dar cum? Dar nici pe voi. Treaba tu m-ai adus face. Aici, tu să mă duci înapoi la, da, cum la muncă. Cum vezi viitorul tău, coata mea? Cum îl vezi? Departe de voi. E hotărârea ta, ai 30 de ani. E momentul oportun să vă certați. Trebuie să o înțelegeți și pe ea. Lăsați niște timp să treacă. Domnule, dar ce trebuie, ce argumente mai trebuie ca fata vrei mea să, te duc la să se convingă da. Că a fost... Cu nicio problemă. Asta e, lăsați-o. Acum s-a supărat și pe lăsați-o noi. O puțin, că a avut o zi... Puțin bine că puneți-vă un pic în locul ei. De ce nu ți-ai descărcat nervii pe iubitul tău? Pentru că mi-e greu să-l urăsc acum. Trebuia să facem asta. Și-a bătut joc de ea prea mult. Am suferit atât de mult. Și am suferit și am suferit. Am suferit, am zis să fie ea fericită, să fie bine, să fie bine, să fie bine. M-a găsit pe mine vinovat pentru mizeria în care a fost băgată. Deci tu îi consideri vinovat și pe părinții tăi? Mă consider vinovată pe mine. Că n-am văzut. Asta e altceva. Asta e altceva. Haideți, trebuie să o ducem înapoi la locul de muncă. Ica! Las-o cu noi, ce să-i mai faci. Înțelege. Chiar înțelege acum. Asta e. După ce întreaga ei lume s-a năruit, e de înțeles că Ica nu mai vrea să audă de nimeni și de nimic. Este supărată inclusiv pe părinții ei, singurii care îi vor binele. Dar cu siguranță își va da seama curând că ar trebui mai degrabă să le mulțumească. Ica este o femeie frumoasă, o femeie tânără și cu un caracter frumos și multă putere de a iubi și de a fi înțelegătoare. Cu siguranță va întâlni bărbatul pe care îl merită. Ovidiu este de joasă speță și a primit ceea ce a meritat. Așa că părerile de rău se îndreaptă doar înspre cele două fete care nu au avut șansa unui tată responsabil. Creșterea și educația lor revin în sarcina mamei. Îi dorim succes. Sunt Ernest și vă invit să ne fiți alături și data viitoare. Până atunci, nu uitați, ochii din umbră văd.